venit la primul episod de Stax Trails, sau cel puțin așa o să numească categoria de filme pe care noi o să le facem la off-road. Asta este prima ieșire de camping după superizolarea pe care am avut-o. Am încercat să ajungem aici la lac, la Meledic, crezând că putem să facem camping într-o viitoare expediție în sălbăticie lângă lac. Nu se poate, doar organizat. O să vedeți aventurile. Am găsit o cabană sau un loc de camping cu piscină, ceea ce este super și sigur o să facem o ieșire aici la Buzău în vară. O să vedeți aventurile în noroi și ale mele și ale lui Marius, pentru că o zi am ieșit cu jeep-ul, a doua zi am fost nevoit să merg cu Toyota. Puțin că mergem doar aici, ești în rodaj, nu facem off-road. O să vedeți voi pe clip și vă mai spun eu pe parcurs. Decât cum îți spun eu. Okay. Vine o roată acolo și o roată aici. Nu știu ce sunt, poate patrulul. Păi da, patrulul. Păi restul trebuie să fii cu roata, zic, cu roata unde am călcat eu, ori acolo, ori în stânga, ori în dreapta. Stai Ia dreapta ușor. Dreapta ușor. Hai că vreau să văd unde. Să te urci aici, aici, până te urci normal un pic, dacă prea dânsa. Încă un pic. Dacă nu, mai îndreaptă la coro. Ia stânga, ia stânga, ia stânga. Stânga, stânga, stânga. Încercam să urcăm pe mari, tipule. Bă, ar trebui să merg. Hai că urcă, hai că urcă, urcă. Asta e. Prea mult stânga. Dreaptă, 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 dreaptă. Ia stânga, ușor, frână, 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 frână. Vrei să ajutăm? Gata, gata!
N-ai atins? Cu cât ai atins? 5 cm e un obor. Nu, n-are nimic, n-are nimic. Băi, abruptă, băi. Aici, știi ce se întâmplă? Și e acolo abrupt. Așa, știi? Și acolo e abruptă, adică și acolo și... Ieșirea cum, la drum e... Și acolo, cum o ataci, e greu să o ataci. Bine, dacă aveam Simex-uri, nu cred că aveam o problemă. Mare așa. Diferență, mare adică diferență. Adică sunt presiune mică sau... Chiar și așa, e mare diferență. Agață altfel. Agață Simex-ul, agață altfel. Știu, mai e o variantă pe acolo. Dar când ajungi aici, am trebuit. Dacă mergeam și noi normal și nu abordam chestii de astea tehnice, cu siguranță erau mai mult decât ok madurile, da. Sunt marfă, da, normal. Fără frână. Aia e, fără frână. Ai pus-o prea mult. Vine spre mine, mă, fii atent ce face. Fug de aici, dacă. Coplu, power. Vipule are același, are aceeași power, același setup de putere. Aproximativ la fel. Roz la fel, rapoarte la fel. Diferența doar de gume și de șofer. E și asta o diferență. Adică contează. Deci Simex 35 versus Trepador Bias 35. Dar ce motoare au astea? 2.8. 2.8-uri? 2.8-uri, 6 cilindri modificate, cu pompă, cu turbină, cu intercooler, cu 200 și ceva, 200 de cai. Acolo. E Toyota, vorba aia. Da, ăsta Y60-ul e condamnat, săracul, n-are motor deloc, deloc. Are caroserie, are punți. Am văzut orpușor, dar nu, nu. Uite, vedem aici diferența de anvelopă, exact. Nu, e că am văzut orpușor, știi? Și după aia am dat. Lasă-mă, că ai urcat bine. Stânga, stânga.
de traseu. Ce ați văzut, noi nu avem 35, 31, o luăm, o luăm pe autostradă, o să vedeți. Haide! Ca de la off-road, frate. Care-i treaba? Ce s-a întâmplat? Treaba este că l-am urdărit măcar pe Paul. A? Da, un pic. Da, scuze-mă, stai. Am rămas aici, mă. Două mai în față să dăm rău. Am rămas suspendat. I-am tras pârnă pe noroi. Să-l fac indian pe Paul. Merge bine asta, îmi place. Ești tractor așa, așa, știi? Drept, roțile drepte, nu așa mult virat, că te duci cu spatele în copacul ăla.
Le-ai virat maxi stânga, nu mai trec. Asta, totul asta e. Asta, asta, asta. Băi! Dă-i, dă-i! Roțile drepte și mai dă-i în față. Rubrica gătim cu mortul. Da. Vă stimați. Sau gătim mortul. Sau mortul gătit. Sau păi și animalul ăsta tot morte, nu? La disc cu mortul, mă. Rubrica la disc cu mortul, dragi telespectatori. Se pune, păi ce să-i fac, mă, dacă n-a venit? Facem și la gătit cu pony. La disc cu mortul și la gătit cu pony. La gătit cu pony, la disc cu mortul, la grătar cu cine o vrea să fie specialist. Mamă, pe grătar. Și de alea bune, prăjituri de alea, chec și de alea. Și chec, da, făcute de maică să, da. Mama. Da, 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 mama poneilor. Deci, o să facem un mare disc la alt nivel, da? La alt nivel. Pac, 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 da? Disc la nivelul 2. Acum toc în carnea, Daniel se ocupă de legume. Eu sunt pe legume, frate, legume, da. Eu sunt ăsta. E naturist, Daniel. Eu mănânc carnea. Eu vreau să le tai în pătrat. Aici avem spată și pulpă. Adică spate? Spată. Cum adică spată? E un băiețel, nu-l știi tu. Oh. E de la mine din cartier. Și pe cele le fac eu? Da, le tai. Cum? Pătrățele. Nu foarte mici, mai mari și mai de băieți. Aruncăm acolo grămadă? Da, mă, le tai. Tot tu faci pătrățele? Tot, tot, da. Și le pui separat, frate. Dar n-am un bol. Băi, frate, e rețetă făcută de mine. Dar am stricat multă carne, știi, până am dat de ea. Cu porom, cu tot ce trebuie, cu legume. La sfârșit, să punem suc de roșii și toată zeama de la legume o să intre mai în carne. Mai păcălim-o, frate, ca pe aia. Ca pe fraier ea mai păcălit. Nu e niciun bol acolo. Am găsit bol. Doar apa plată. Ia uite pe asta. Uite, mă, cărniță. E rece rău, bă. Ești că e fudulie. Da, arată bine asta, o mănânc eu. Da? Da. Bine, hai că-i fac un semn. Da, mă, după o vrodeală de asta merge un disc, frate. Și mai băgăm o vrodeală după aia. Nu mai băgăm. Nu mai băgăm? Mamă, ce soare e aici, mă, de ce nu avem și noi o perțină? Arde tare și avem și focul ăsta în spate. Eu vizionez. Dar până tai tu carne. Ce-ai făcut, mă? Vii aici pe mine, pe tăiat? Uite, mă, cine e asta la bloc? Știe? Am luat decizia și mi-am asumat să le tai un pic mai mari decât mi-a zis șeful. Că o să se strângă acolo un disc rău de tot și nu mai simțim nicio legumă. Pune-mi. Ce zici, Paule? Asta nu pune, frate. Ia curăță-l, mă, tu, că am pus eu legumele pe foc. Salut, salut, salut. Tu cu cine ai venit aici? Nu te-o spate. Sau stai lângă mine și vorbești de aici, zi? Vorbește la pieptul mortul. Poți să mă și pupe așa pe piept. Cum sună asta, mă, vorbește la pieptul mortul. Dacă ți-e sete și vrei apă, să-mi spui că-ți dau. Hai, mă, lasă-mă. Hai, mă, acum ai început cu de-astea. Cum e? A vrut luna după ce i-am dat-o și m-a întrebat. Altă culoare n-ai? Păi, dar unde e usturiul ăsta? Ăsta e tot usturiul? Adică, uite, mai e unul aici. Încă un cățel. Păi, dar mă speriasem încă. Da, nu te mai speria, mă, din orice prostie. Mă sperie așa, că nu știu cum mă sperie ușor. Vrei porumb? Ia, gustă. E bun, porumb fiert. Ia. Ia, vezi. Îți place? Ei, de ce fugi? Nu mai tai nimic, că mi-am tăiat degetul. Ce facem aici, mă? Îmi dă cineva bani pentru treaba asta? Că sacrific carnea? Cine de muncă? A, pe plat. M-a luat cu transpirații. Da, clar. Am semnat și protecția muncii înainte. Ia fi atent. N-am spus nimic. Am tocat ciupercile. Dani, e cu cepuța. Mâna dreaptă. E cu cepuța, frumos. Urmează să punem carnea pe disc până să rumenește un pic. Se albește, se rumenește. El e pentru surdomuți. O ținem pe disc, doar cu sare. Punem puțină sare peste, pa, pa, pa. Să face când e gata aproape, când încă e fragedă. Începem și punem legumele. Ardeiul și sosul de roșii le punem la sfârșit, pentru că asta dacă le pui de acum devine amare.
Și carnea asta nu o să o mai mâncăm, o să o aruncăm. Da. Și acum urmează să punem cărnița, da? Punem carne? Te rog. Bagă, hai. Ajută-mă un caz. Te ajut și eu? Da. Ia, ia. Ăsta e al doilea disc. Am mai făcut unul ieri. A fost frumos. Vezi, mă, șeful bucătar, doar eu rămân aici astăzi, știi? Cât mai trebuie, Daniel? Să tot fie vreo 10 minute. Să tot fie vreo 10 minute. Da. 10, uite. Și după aia punem legumele astea haiducite. Mamă, dar cum miroase? Cum? Mai venim pe aici. Zici tu că ne mai cheamă, nu? Cu discul la mare, frate. Îl băgăm în mașină și plecăm cu el. Mă, dar de ce e ăla? Că eu știam că l-am pe cel mai mare. Da, zim tu mie, de ce e ăla? De discuit. Păi zici că e navă extraterestră și nimic cât mare. Nebun. E da, e mai mare, frate. Da. Oh my god, e so huge. Da. Aplaude. Am pus usturoiu, băieții mei. Am pus usturoiu, calmați-vă că mai avem. Nu mai avem foc, băi. Nu mai avem foc, ni se șoptește în cască, băi. Și pe mine mă arde la șlap. Pune bă, nu da pe jos, bă. Lasă-mă să mănânce și morți. E? Morți? Cum e asta? Ia uite, mă, două ciuperci. Tremură mâna, a? Nu, mă, așa-i dau eu frumos. Ce-i dai tu? Nu-l pune pe tot, nu ține bine. Băi, bună, mă. Hei, dai și mie. Te rog. Nu așa. Nu bași tu un gâr. Nu bași. N-am mine nimic. Iisuse Hristoase și Dumnezeule mare. Deci nu mai mănânc, m-am săturat de la degustare. Om. Dacă toată lumea știa să facă de asta, nu mai există post. Nu mai. Nu mai fac. A doua dimineață, după ce ne-am bătut cu jandarmii, prima dată m-a durut aici, în partea asta. Acum mă doare în ambele părți. Am tot felul de lucruri pe mine. Am muncit, n-am stat. Viața la camping nu e chiar așa, numai lapte și miere. Mai și muncești, mai umfli salteaua în somn, mai faci pipi în sticlă, mai vorba aia. Da, am găsit aici o locație bună, unde există și posibilitatea de cazare, există și posibilitatea de camping. Sunt 1.750.000 de trasee în zonă cu dificultăți. O zi bună, la revedere! Cu dificultăți variate. Să trăiți. Ne mai vedem în zonă și astăzi plecăm de la cazare spre lacul Meledic. Mergem să vedem, înregistrăm și tracul cu ajutorul lui Garmin Overlander. Înregistrăm tracul și vedem cum arată acolo la lac și dacă se poate campa. Și cum și ce fel ca să facem o plimbare acolo cu doritorii și cu nedoritorii, vorba aia, că mai sunt și oameni cu care nu știu. Daniel deja s-a băgat. Nu am o problemă. Ai troliu, Paul, îl pune tot acolo. Stai. Sure. Ce, nu mai e loc acolo? Nu. No. Ești pe bar aici. Hai, stai așa, stai să trag ambus, stai să trag cu bipul acolo, stai așa. Bișu
Haide, băi! Haide, băi! Unde în gură, tu, băi? Dă-i de că e bine! Dă-mă că e un pic acolo, săraci! Hai! Dă-i! Gata! Drept! Drept! Drept, okay. Tot drept este. Păi tot drept, dar degeaba, las că mă urc pe el de lângă spanac. Dacă te mai duci în spate și urci mai din unghi, e mai încrucișată. Eu am înțeles, dar... Vreau să dau cu curul mai încoace. Da, frate, dar ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Trebuie să-ți aprofeți. Stai puțin. Deci dacă dai din roți în față, așa cum ești acum, în față, așa cum ești acum, tu treci de copacul ăla, n-ai treabă. Păi da, dar n-are troliu. N-are troliu, știu, dar vrea să-l tragă ăla din spate. Eu zic că nu urcă, se încurcă în mâini și aici nu mai știe ce să facă. Păi se încurcă în mâini 100%, dar tu vii cu stânga până aici, nu mai. În mod normal ar trebui să întrebi volanul și să-i dai sus. Dar nu trebuie să cer înțeleg? Cu curul acolo, că rămâne suspendat, nu mai trage nimic. Și asta e adevărat, da. Ei, în față așa cum ești. O să... Dar trebuie să-i dai picăture ca să-i zic... Băi, 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 să împingem și noi. Stop! În spate. În spate un pic și vin cu un pic, da, vreau, zic eu. Încearcă să întrebi, așa, atât. Așa, și acum ia maxim, dreapta. Nu? De ce dreapta? Ca să vedem cu curul. Ah, da, da. Hai, tot în spate. Da, tot în spate, în față, iar și tot așa până vine mai mult. Atât. Roțile așa drepte și încearcă drept până la noi. Drept, stop! Se numește norocul începătorului, frate. E perfect. Nu, n-a lovit nimic, dai încet în față. Dreapta spre mine. Încet. Băi, fii atent. Încearcă să mergi mai... Băi, încearcă acum să mergi proli. Nu trebuie gata, da? Încet. Așa cum ești. Încet. Te urcă mâna mea, da? Hai. Urcă lejer, e ușor. Nu tare ținut, da? Ușor. Ușor. Prea tare, ținut. Hai să fac asta. Drept. Ținu mult aici cât poți. Stânga! Hai, stânga mult! Zângă-ne ăla, câmpul ăla troliu. Uite-te și tu acolo. Aici e bine, dai! Măi, vezi că o să urcem pe ala și să-l ducă mai dreapă. Pentru că aici are 20 cm. Viază. E bine. Da, dai ușor. Op. Îndreaptă roțile. Îndreaptă. Aici la mine e bine. Dreaptă. Ia cu dreapta un pic, așa. Aici vezi. Ia mâna de acolo, văd. Și acum stânga. Da, mai dă-i în față, mai dă-i. Uite, o aruncă pop, la aruncă roata. Da. Ai dat tu ca animalul. Da, mai dă-i în față un pic. Dă-i în față. Ce să mai dai de tot. Nu, pune troliu în față. Dă-i, că ai făcut-o căcat. Pune troliu în față. Ce? N-ai, nu mai, gata, s-a spart, e făcută muci, dă-i în față. Nu cred că s-a spart. Dar mă duc mai mult cu curul în partea aia. Pune troliu. Intri cu pumul de mașină. Mai sunt. Lasă-mă troliu, mă. Frate, ești nebun. Mai în stânga, mai în stânga. Auzi, aici, în stânga. Mai în stânga, pau. A alunecat tot copac aici, da.
Nu mai merge. A, nu, deschide ușa, mă. Da, mă, pui la loc, mă. Da, mă, că ți-aduc un porbe. Am eu un porbagaj. Și dracu, mă, ne-am panicat degeaba, mă. Auzi, lasă becul afară. Nu. Măcar o dată să mergi. Da, lasă. Aduce-mi suburile alea, că le fac, nu. Pune becurile. Da, mă, le pun, ești nebun, normal. Ce să mai pun, ești nebun? Nu o fac. Bă, da, ești nebun. Da, să-i dai și poliș. Da, îi pun folie dacă e. Rubi, ai loc aici, o groază, frate. E un loc aici. Ușor. Băi, a întâia, nu a doua, că de-aia e... De-i cu a întâia, frate! Bă, ușor, bă! N-are nimic, ai trecut. Îți dau eu bară de la Rock Army. Era, oricum era spart aici, s-a spart kit-ul, cum altceva. Kit-ul pe reparat. Lasă-mă că îți dau eu bară. Gata, mă, l-am spus și pot aici, nu? Hai să termine mașina. Vino să te arăt. Vezi ce înseamnă să ai Toyota? Termin traseul și ai timp și de un puzzle. Ce zi? Uite cum e. Hai să filmăm mai de aici, să văd întâitura. Ca nou. Și de aici ești mâine. Ce? Pățit ceva? Nu, nimic, e totul nou. Ai regizat-o și pe asta? Totul, totul e regie. Am pe stoc, pe dreapta. Pe stânga n-aveam, dar pe dreapta am pe stoc, acasă. Haide. Acesta a fost episodul, sper că v-ați distrat. Sper că Marius a filmat și a montat exemplar. O mică daună, arăta mai rău, dar un puzzle, știi, eu am terminat traseul, până au terminat băieții ăștia slabi cu mașinile, l-am pus la loc. Norocul e că mai am unul pe stoc și nu-i problemă, dar învățați din greșelile altora, că uite, la fiecare ieșire, hop, dauna, click, momeala. Trebuia să-mi dau telefonul pe silent. Nu uitați de Stax Trails, grupul pe Facebook, unde o să anunțăm toate ieșirile noastre și mai discutăm despre una alta. O să urmăriți și pagina noastră de Facebook de la Stax, unde iarăși o să apară evenimentele organizate în care noi mergem cu voi la off-road. Clipurile pe YouTube, o să apară o chestie nouă cu review de mașină second hand. Sper să fie fun, sper să fie distractiv. Aoleu. Sper să-mi stea stopul până acasă. Haide-o!